Johnson & Johnson, da? Da. La adeverința o să primiți pe loc imediat după vaccinare. La intrarea în Piața Flavia din Timișoara, redeschisă după o lungă perioadă de restricții, este instalat un centru mobil de vaccinare până mâine seară. Locuitorii din zonă l-au inaugurat. Nu-i popularizată destul în oraș, mai ales pentru cei vârstnici. Nu știu unde să face. A apărut afișul în zonă aici și am venit și am făcut. Am făcut boala. A fost foarte greu. Am stat 10 zile la pat cu febră mare, cu tuse. Ar trebui să fie cât mai multă lume vaccinată, să nu ne mai contaminăm. Am venit ca să fac un singur vaccin și bun. Cu care mână toată? În primele două ore de la sosirea echipei mobile se imunizaseră în jur de 20 de persoane. Am mai făcut și alți colegi de-ai mei și am zis hai să încerc și eu să-l fac. Poate veni oricine. Stăm astăzi și mâine între orele 10 și 18. Apelul va fi la noi la centru pentru cei care aleg Pfizer. Ritmul de vaccinare a scăzut semnificativ și în județul Timiș. Abia trece de 800 numărul de doze administrate.